باقي لا منين جوزدان ها باقي لا منين جوزدان ذاك فري سرباجي جوزدان ذاك فري Dar cum dracu s-a desfăcut? De aici, frate, din montură. S-a stăpit căcatul ăla de curup. Eu l-am văzut că se duce într-o parte, știi? Dar zic, hai că oprim puțin mai încolo. Trebuie să-mi zici că eu am imbus la mine. Hai că e bine, ai mai stricat-o în Insta.
Hai de pana mea. What the fuck? Cei trei cai de la răsărit. <laughs> 6 aprilie. Sunt alături de doi motocicliști care mie personal îmi sunt foarte dragi. Doi motocicliști de touring cu foarte multă experiență în touring și motociclism. Probabil o cunoașteți pe doamna în cauză, numele este Archie, sau pentru mine Mămica Moto. Iar dânsul din față este soțul dânsei, domnul Buse, tata Buse, șeful Buse, cum vreți să-i spuneți. Iar astăzi m-au scos la prima experiență lungă pe un traseu cu curbe. Și apreciez foarte mult pentru treaba asta și pe calea asta țin să le mulțumesc pentru treaba asta. Probabil o să vadă videoclipul și vreau să știe că sunt niște oameni foarte importanți pentru mine și niște oameni de la care am ce învăța. Fie că sunteți începători, fie că sunteți cu un grad de experiență în spate, eu unul vă recomand sincer să găsiți astfel de persoane de la care aveți ce învăța. Motociclismul înseamnă mai mult decât ratatatata, motociclismul înseamnă mai mult decât viteză. Motociclismul are la bază foarte multe chestii de care nici măcar nu vă puteți da seama. Ieșiți la drum lung, ieșiți pe drumuri cu curbe strânse, ieșiți să prindeți experiență. Ăsta e sfatul meu pentru voi, ieșiți să prindeți experiență. Dacă mergi doar prin oraș, experiența o să se prindă doar acolo, dar la drum lung mai greu.
Nu aici ziceai să ne oprim? Nu aici? Aba da! Aici dăm o cafea mai cu o țigare, că pe urma o luăm, tu iei pe centură, nu? Pe unde o fi? A. N-am o chestie anume. Da, cred că da, o iau pe centură, o fac dreapta și o... Adică mă gândeam cum se chema aici. Ne vedem mâine. Da. Îți dau un mesaj când sunt acolo. Aha. Aha, bine. Hai. Ne vedem data viitoare. Oh my God! Nu știu dacă ați observat, dar am început un nou proiect, primul pe anul ăsta, se numește Ride with Friends. Momentan numele o să rămână așa, mai am încă o idee, dar să văd. În care o să postez toate drumurile, toate plimbările pe care o să le am eu în afara orașului, în afara zonei pe care o frecventez foarte des. Sper să vă placă. Și vă aștept cu comentarii. Ce trasee ați vrea să mai facem? Oricum, Arci, fiind un motociclist de touring și soțul ei, au foarte multe trasee pe care vor să mi le arate. Dar, sincer, pentru mine a fost primul drum cu curbe strânse, ca să zic așa, curbe închise, curbe care m-au făcut să-mi dau seama de fapt că mai am mult de învățat, foarte mult de învățat. Trebuie să mai prind experiență. Ceea ce vă recomand și vouă, nu vă aventurați aiurea, mergeți, plimbați-vă, dar dacă nu cunoașteți drumul, nu vă aventurați aiurea, pentru că se poate termina tragic și asta e foarte trist. Cine n-a ieșit cu motocicliști cu experiență în spate, cu un bagaj de experiență în spate, recomand să faceți chestia asta, pentru că aveți foarte multe chestii de învățat. Credeți-mă, eu astăzi mi-am dat seama de foarte multe chestii. Mai am foarte mult de învățat. Nu e trist, e foarte bine. Am oameni ăștia doi care sunt lângă mine și chiar vreau să învăț foarte multe chestii de la ei. Cam asta a fost episodul de astăzi, dragilor. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea pe care mi-o oferiți. Sper să o faceți în continuare și sper să dezvoltăm acest proiect din ce în ce mai mult. Eu am fost Dexter și până data viitoare vă urez asfalt uscat. Pace! Pa! We are the Lumi.